1552, septembrie, 3 zile. Era într-una din cele din urmă zile de viață ale Măriei sale. Domnul Neagoi ședea în odaia sa, rezemat de o perină înaltă și sufla tot mai greu. Candelele ardeau tăcute, poleindu-i chipul cu străluciri de aur. Am îngenunchiat înaintea lui și mi-am plecat fruntea lăcrimând încetişor. A lăcrimat și Măria sa. Apoi mi-a șters obrazul, mângâindu-mă ca un părinte cu mâna sa slăbită de boală. De spină. Mi-a zis, vrând să-mi abată gândurile. Poartă de grijă ca la curtea de Argeș. Chir Dobromir să-i zugrăvească împreună cu noi și pe Coconi, Ioan, Petru și Anghelina. Poate se va milostivi prea curata să ne primească pe toți sub omoforul milei sale. Apoi, după ce a trecut o clipă, mi-a spus fără înconjur. Despina. De acum, în vremea plecării mele s-a apropiat. Ce va fi de făcut pentru sufletul și trupul meu netrebnic, tu știi, și mai mult nu am a cere. Vă încredințez pe toți purtările grijă a Maicii Domnului. Ea are să fie ocrutitoare și păzitoare a vieților voastre. Ochii Măriei sale răspândeau bunătate și încredere. Nu mai plângeam, dar înăuntrul meu lacrimi nestăvilite îmi spălau întreaga făptură. După ce sufletele mi s-au destulat de tăcere, Măria sa a zis iar. Împreună am avut o însoțire blagoslovită. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături în toți acești ani, împărțind cu mine ceea ce Dumnezeu mi-a rânduit apătimii. Voia preacurată a fost să unească viețile noastre și astăzi voia ei este ca ele să se despartă. Fie numele ei binecuvântat. Eu merg de acum pe calea pe care mi este dat tuturor să mergem, iar tu, Despina, Milița, poartă grijă de Teodosie și de Domnițe. Apoi m-a rugat. Împlinește până la capăt și ceea ce ești datoarea plini, Doamna mea. Rămâi lângă mine încă puține zile, până ce porunca lui Dumnezeu va despărți sufletul meu de trup. Și închide ochii cei de țărână, ca să nu mai vadă deșertăciuni și nu mai mila lui Dumnezeu, cea fără de margini. Am rămas lângă dânsul, neîntrerupt. Ceasurile de peste zi curgeau iute, căci veneau neîncetat jupanii, aducând vești și întrebând pentru tot felul de pricini. Iar Măria sa îi primea pe toți cu îngăduință, dând fiecărui lucru dezlegare înțeleaptă și cumpătată. Și noi nădăjduiam și ne rugam ca Dumnezeu să săvârșească o minune și să-i dăruiască vindecare Măriei sale. Dar alta a fost voia lui. Seara, blândul nostru părinte, Vladica Macarie, venea să-i citească Domnului pravila. Apoi, după ce ne binecuvânta, bătrânul mitropolit pleca cu pași mici și rari, cu ochii înrourați. Se întorcea dimineața, aducând preacuratele taine cu care îl împărtășea pe Neagoi în fiecare zi. Nopțile rămâneam singură cu Măria sa, în tăcere și rugăciune. Domnul se ruga toată noaptea cu rugăciuni fierbinți,
cu străpungere și pocăință. Privea icoana Mântuitorului și îi mărturisea cugetele cu smerenia slugii nevrednice. Îi auzeam șoaptele, îi auzeam suspinele. Graiuri pline de foc se revărsau din sufletul Domnului. Căci nu este rugăciune mai curată decât aceea dinaintea morții. Miluiește-mă, Iisuse al meu cel dulce și Dumnezeul meu, miluiește-mă, cătărește învierea mea și viața mea, că de acum eu am intrat în pomenirea morții și cu totul m-am îmbrăcat cu întristăciune, cu grijă și cu frică, cugetând cum va întâmpina sufletul meu cel ticălos, judecata cea înfricoșată, și cum va trece prin vămile cele nefățarnice. Și voia Dumnezeul meu, ceasul morții mele apropiindu-se, și iată că sunt părăsit de toți câți fusese ai mei, și mi-este de acum a călători pe calea cea mare, și dintre acele uși strâmte nu știu de mă voi putea izbăvi sau nu, ca să văd fața ta cea luminată, Dumnezeul meu. Și știu că după păcatele mele nu mă voi putea izbăvi, ci acum toată nădejdea mea spre tine o pun, Dumnezeul meu, și alerg către mila ta cea mult și strig cu glas de umilință și cu lacrime mare. Spun, o împărate a toate ţiitorule, care ai făcut cerul și pământul, marea și tot ce este întrânsă, bunurile și iubitorule de oameni, de tine se cutremură puterile cerești, pe tine te cântă soarele, pe tine te slăvește luna, ție se roagă stelele, de tine te ascultă lumina, de tine se cutremură fără fundurile, în voia ta curg izvoarele apelor. Tu ai întins cerul ca o piele, tu ai întărit pământul pe ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai vărsat suflare tuturor jivinilor. Puterile îngerilor celor mari ție slujesc. Ce trece îngerești se închină, heruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi în prejurul tău zboară cu frică și se acoperă. Că tu, fiind Dumnezeul cel nescris, cel fără de început și negrăit, cu mila ta cea nespusă m-ai ridicat pe mine, săracul din gunoi, cum zice prorocul, și m-ai pus să fiu cărmuitor și învățător turmei tale. Iar eu, lenevosul și nebăgătorul de seamă și nevrednicul cu negrijania mea, n-am fost ascultător de porunca ta, nici am păzit ce mi-ai dat în seamă, ci am fost nebăgător de seamă pentru turma ta. Și nu i-am făcut niciun bine, vai mie, lenevosului, că am pierdut turma ta, vai mie. Iar acum cu ce față mă voi arăta înaintea Dumnezeului meu și cu ce îndrăzneală voi căuta la tine, când eu, Doamne, sunt înaintea ta vița cea pustie și smochinul cel sterb. Eu, Doamne, sunt zidirea ta, dar cu faptele mele spurcat-am, Doamne, zidirea ta spurcat-am. Și am întinat casa ta și n-am cuvinte curate să rog mila ta cel mult. Nici nu pot ridica ochii mei, Doamne, în sus să văd înălțimea cerului tău. Nu mânia, Doamne, urgia ta pentru fără de legile mele. Că de unde voi putea eu, Dumnezeul meu, să încep mai înainte să plâng păcatele mele către mila ta? Că păcatele mele eu nu le pot socoti. Că sunt ca stelele cerului și ca nisipul mării, care am făcut înainte stăpânului meu. Cine sunt, Doamne? Eu sunt zidirea ta. Eu sunt zidirea ta și casa ta. Pentru aceea nu mă lăsa în mâinile satanei, nici să fiu încuiat în închisoarele iadului, ca să nu se bucure satana de mine, zidirea ta și robul tău neacoi. Auzi-mă, Doamne, într-acest ceas și pe mine, robul tău,
Cel păcătos și ticălos, nebăgătorul de seamă și neînțeleptul, cum ai auzit și pe Ezechia în ceasul morții, într-un acest chip m-a auzit și pe mine, neharnicul robul tău, că altul n-am către cine a alergat, Doamne, fără nume către mila îndurării tale. Și nu mă primi ca pe Ezechia, ci ca pe unul din robii tăi. Ce mai urăște? Într-o dimineață, odată cu ivirea zorilor, Măria sa s-a ridicat mai sus pe perină și, închinându-se, a început a se ruga cu glas duios, cu ochii aprinși de o lumină curată, de parcă i s-ar fi arătat înainte o vedenie de taină, de bucurie. Domnul s-a făcut ca o floare, grăind încetişor. Bucură-te, stăpână! Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu, sprijinitoare și ajutătoare cea gradnică creștinilor, și roagă pe Fiul Tău și Dumnezeu nostru pentru mine, păcătos. Bucură-te, cinstită și de viață făcătoare cruce, dintr-o care ai izvorât viața la toată lumea. Bucurați-vă toate puterile cerești, îngerilor, și mai mari îngerilor, și vă rugați pentru mine, păcătos. Bucură-te și tu, cinstite prorocule și propovăduitorule, botezătorul Domnului și mărturisitorule al pocăinței, și roagă-te pentru mine, păcătos. Bucurați-vă, apostolilor, mărturisitorii vestirii cele bune ale Dumnezeu, care ați scos oamenii din înșelăciunea diavolului. Bucurați-vă, apostolilor, mărturisitorii vestirii celei bune ale Dumnezeu, care ați scos oamenii din înșelăciunea diavolilor și a întunecat și ați îndreptat către lumina dreptății, și vă rugați pentru mine, păcătos. Bucurați-vă, sfinților mucenici, care ați pătimit pentru Hristos și ați luminat prin temnițe și v-ați ispitit cu săbii ascuțite și nu v-ați înfricoșat de fiarele cele groaznice și cumplite, ci v-ați luptat și v-ați nevoit să vă asemănați patimile lui Hristos și ați luat cununile cele nestricăcioase, și având îndrăzneală către Domnul, rugați-vă pentru mine, păcătos. Bucurați-vă, ceata patriarhilor, ceata ierarhilor, purtători de Dumnezeu, părinți, care ați mărturisit prin cetăți și prin orașe Sfânta Evanghelie și pe Hristos ați arătat și ați luat daruri din ceruri și lumina cea fără de înserare ați câștigat, și rugați-vă pentru mine, păcătos. Bucurați-vă, preacuvioșilor, pustnici ai lui Dumnezeu, care ați locuit prin pustii și prin peșteri, și postiri și priveghieri v-ați învățat prin lavre și ați plăcut lui Dumnezeu și n-ați gustat din bunătățile pământului, și cu dor mare v-ați înaripat către Dânsul și Duhul cel Sfânt a locuit într-o voi. Și v-ați îndulcit de hrana raiului, umblând pe calea ce dreaptă, ca niște ucenici lui Hristos. Pentru aceea, rugați-vă pentru mine, păcătos. Bucură-te, ceata monahilor de prin lavre și mănăstiri, care ați petrecut în curăție și în frica lui Dumnezeu, și v-ați omorât voile trupului și ați luat darul Duhului în inimile voastre, și rugați-vă pentru mine, păcătos. Și așa, Domnul s-a închinat multă vreme, după care a tăcut. Apoi, Maria s-a bătut clopoțelul și, apropiindu-se marele postelnic, i-a zis:
Iată, acum mi se apropie ceasul morții. Și mergeți de chemați pe iubitul meu Cocon, Teodosie și pe dragile mele domnițe și pe toți boierii și slugile mele. Așa au venit cu toții înaintea măriei sale. Unii sunt afară de uși, alții înghesuindu-se înăuntru. Coconii s-au apropiat primii și au sărutat mâna Domnului cu lacrimi de durere. Erau încă niște copii. Teodosie avea 16 ani, Stanca 14, iar Ruxandra nu împlinise încă 12. Îmbrățișându-i cu privirea și ținându-și inima, Maria s-a le-a grăit cu glas mângâietor. Veniți, iubiții mei copii, care sunteți ochilor mei mai luminați decât strălucirile soarelui, avuția cea scumpă și comoara inimii mele, că astăzi, fiii mei, vă despărțiți de mine și săriți de la inima mea ca o scânteie ce sare pe fața apei mării, în adâncurile cele întunecate și în valurile cele cumplite. Și de astăzi toate valurile mării s-au pornit asupra voastră. Drept aceea, coconul meu Teodosie și dragile mele domnițe, Stanca și Ruxandra, eu acum vă învăț mai înainte de toate aceasta, să aveți frica lui Dumnezeu în inimile voastre și să vă fie sufletele curate din preună cu trupurile și să iubiți săraci și sărmani și să faceți milosteni, să vă rugați lui Dumnezeu și prea curatele Maici cu toate adinsul, nu numai cu gură, ci cu toată inima și cu tot sufletul și cu tot cugetul, căci Domnul Dumnezeu și Stăpânul nostru, Iisus Hristos, este bun, îndurător și milostiv și mila sa va îmblânzi toate valurile mari care sunt ridicate asupra voastră. Pe urmă, Domnul m-a chemat și pe mine duios, mai aproape de sine, zicând: vino, Doamna, și tărtăreaua mea, iubita pustietății, nu sta departe de mine, ci te apropie iar, că tu, Doamna mea, de acum înainte, ești ca tărtăreaua aceea ce se desparte și își pierde soțul. Deci multe jale și dor are pentru dânsul, și niciodată prin copaci înverziți nu se mai așează, ci tot pe crengi uscate. Și când vrea să bea apă, întâi o tulbură cu degetele piciorușilor și numai atunci bea. Și niciodată inima ei nu mai dobândește veselie. Așiștere și tu, Doamna mea, și voi, domnițele mele corumpite, cum vă despărțiți de mine și cădeți în grea mărăciune și nevoie. Apoi i-a îndemnat să se apropie și pe jupani. Veniți și voi, boierii mei cei credincioși și slugile mele care mi-ați slujit bine toată viața, și luați astăzi aminte glasul gurii mele și ascultați-mă. Că astăzi traiul vieții mele se sfârșește și ceasul cel de-apoi mi s-a apropiat. Astăzi lumina ochilor mei cu care în toată vremea priveam spre lucrurile cele trecătoare și spre slava cea deșartă a lumii acesteia și cu care în toată vremea vă îmblânzeam, dragii mei, și
Și voi luați de la dânsii veselie și bucurie, iată acum că apune și alte vederi v-a dobândit acum și nu mai este mai mult a privi spre voi cu veselie. Astăzi limba mea, cu care de-a pururea vă îndulceam și împreună cu voi petreceam și ne veseleam, acum se amărăște și se încuie și de-acum nicio vorbă dulce nu vă poate răspunde și să vă grăiască. Astăzi frumusețea feței mele răspălam în băile cele calde și în odihna cea bună și în slava deșartă, acum toate se întunec. Și urechile mele cu care ascultam viorile și dobele și surele și alte feluri de veselii multe, acum se astupă. Astăzi anii mei și zilele vieții mele toate se sfârșiră, ani pe care i-am cheltuit în zadar, în lumea aceasta. Și slava mea a trecut ca o umbră și s-a uscat ca florile câmpului. Astăzi mintea mea cea neînțeleaptă, cu care niciodată n-am cugetat curat, nici am avut gând să mă gătesc de călătoria acestei căi, acum ce folos îmi este mie, celui ce n-am făcut niciun bine înaintea Dumnezeului celui bun, și nu-mi pare rău de nimic, decât întâi că n-am avut dragoste către dânsul, al doilea pentru înșelăciune acestei lumi, ce m-a amăgit și pe care de-a pururi am iubit-o. Al treilea, încă mai mult pentru dragostea voastră, cea multă și mare, căci foarte mi-ați fost dragi, iubiții mei, cât am fost într-această lume înșelătoare și mincinoasă. Iar acum înconjoară întunericul și mă aflu fără de niciun lucru bun care să-l fi lucrat Dumnezeul meu. Și dragostea voastră cea multă care ați avut către mine, eu acum o cunoscui și văd că foarte m-ați iubit. Pentru aceea nu mi-este jale că mă desparte lumea aceasta, nici de avuția mea cea multă, cât îmi este pentru sufletul meu, că nu știu unde voi merge și n-are cine să-mi ajute fără numai ce nădăjduiesc spre mine lui Dumnezeu, iar alta pentru mila voastră, că vă văd ochii voștri plini de lacrimi și inimile voastre acum săgetate cu multă jale și tristare pentru mine. Și știu, iubiții mei, că de-ar fi vreo putere voi mi-ați folosi într-această vreme de nevoie și toată viața voastră ați dau pentru binele meu, dar nu puteți nimic să-mi folosiți. Nici voi mie, nici eu vouă, că vremea este să mă desparte voi, iar de acum nu mai pot lungi cuvintele către voi, că s-a apropiat ceasul și vremea sfârșitului meu, și nu mai veniți de mă iertați cu iertarea ce de-apoi. Cu o mâhniciune mare și cu jale s-au apropiat boierii de Domn și au luat iertăciune de la Maria sa, iar dânsul i-a îmbrățișat pe toți, cerându-le să se roage pentru sufletul său. După aceea s-a întors din nou cu fața către mine și către Coconi. Veniți înapoi, Domn. Porumbițele mele și tu, dragul meu Cocon Teodosie, că iată voi să merg pe calea ceea ce n-am mers niciodată. Merg la judecătorul cel nefățarnic, unde vom sta cu toții întocmai, împărații și domnii, boieri și slugile, bogați și săraci, cu toții vom fi într-un chip. Deci fiecare după lucrul său,
se va osândi sau se va proslăvi morții. Încetul cu încetul, jupanii și slugile toate s-au retras. Am rămas singură cu Domnul și s-a așternut tăcerea. Din toate părțile m-a cuprins o duioasă întristare, ca o cântare de leagă din copilărie. Măria sa răsufla tot mai rar. Broboane de sudoare și lacrimi limpezi îi se amestecau pe obraj. Nu mai spunea nimic. Într-un sfârșit și-a ridicat mâna dreaptă și s-a închinat spunând: Slavă ție, Doamne, pentru toate. Apoi, o adiere de vânt subțirel și răcoros a suflat parcă din toate unghierele palatului, pătrunzându-mi până în suflet. Liniștit și împăcat, măria sa își dăduse Duhul în mâinile lui Dumnezeu. Așa s-a mutat din această viață cel mai bun și blând voivod pe care l-a avut țara românească. Clopotele din toată Valahia au început să se tânguiască și să poarte peste dealuri și câmpii vestea morții Domnului. Multă jară a fost pretutindeni în țară, multă sfâșiere și lacrimi. Teodosie și domnițele aveau sufletele potopite de durere, iar eu, voind a-i mângâia, îi încredințam că măria sa va fi pururea cu noi și nu ne vom despărți niciodată, căci dragostea e mai tare decât moartea. Măria sa s-a mutat la Domnul în ziua de 15 septembrie a anului 1521, după praznicul înălțării Sfintei Cruci, ziua de biruința Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Avea 39 de ani de la nașterea sa și cârmuise țara românească vreme de 9 ani de zile. A fost îngropat cu cinste și tânguire multă de tot norodul, de călugării și clerul țării românești, în ctitoria noastră de la Curtea de Argeș. A mers să se așeze în casa preasfintei născătoare de Dumnezeu, alături de iubiții noștri coconi, Petru, Ioan și Angelina. Intrând ca o slugă bună și credincioasă într-o odihnă a stăpânului său, lupta cea bună a luptat, credința a păzit, călătoria bine a săvârșit. Ne-a lăsat moștenire cuvintele sale pline de nectarul dumnezeieștii înțelepciuni și mireasma unui suflet curat și iubitor de Dumnezeu.